Poliția de frontieră și Serviciul Vamal ale Moldovei anunță despre redeschiderea punctelor de trecere a frontierei Basarabeasca și cea Dărlunga 1. Acestea, care au fost închise în luna septembrie, își reiau activitatea de mâine începând cu ora 8:00. Astfel, va fi restabilit traficul prin punctele de trecere menționate atât pentru călători cât și pentru transportatorii de mărfuri, însă cu menținerea anumitor restricții de circulație impuse în perioada de pandemie. În context, autoritățile recomandă călătorilor, înainte de a planifica o ieșire din Moldova sau intrare în țară, să se informeze din surse oficiale despre regulile de traversare a frontierei de stat. În prezent, sunt deschise traficului naval, rutier, feroviar, 7 puncte vamale cu România și 19 cu Ucraina.